Liceul cu program sportiv Cetate din Deva a organizat la sala sporturilor din localitate cea de-a 13-a ediție a Cupei Cetății la gimnastică aerobică. Competiția, una de tradiție, s-a reluat după un an de pauză și a fost un util test de verificare pentru componenții loturilor naționale de gimnastică aerobică ale României. Este un concurs de tradiție organizat tot conform tradiției la început, în prima parte a sezonului competițional. E un concurs care s-a dorit tot timpul și se dorește în continuare să fie un concurs atât pentru copiii și tinerii din gimnastica aerobică de la cluburile din România, dar în același timp s-a dorit să fie și o competiție utilă, dacă vreți, de verificare pentru loturile naționale de gimnastică aerobică ale României, care, spre exemplu, și în acest an, la sfârșitul lunii, au campionat mondial, spre exemplu, acum la Baku, în Azerbaidjan. La competiție au fost prezenți gimnaști de la 10 cluburi din țară, iar sportivii de la LPS Cetate Deva au avut 6 clasări pe podium. Printre laureatele de la Cupa Cetății au fost devencele Maria Mihaiu și Mirela Frâncu, componente ale lotului național de junioare, iar de la acestea se așteaptă medalii și de la apropiatele campionate mondiale. Este un lucru absolut minunat. Trebuie să ne învățăm să supraviețuim în aceste condiții. Normalitatea încă nu a revenit, dar noi continuăm gimnastica și o continuăm frumos. În mai puțin de 2 săptămâni, lotul național de juniori va concura la Baku, la concursul mondial pe categorii de vârste, iar în 3 săptămâni lotul național de senior va participa la campionatele mondiale, tot de la Baku. Vreau să spun că de la clubul de aici din cetate sunt 2 componente în lotul național de junior și sperăm să se întoarcă acasă cu medalii. Pentru prima oară în istorie, la competiție a fost prezent un reprezentant al guvernului, fiind vorba despre Eduard Novac, ministrul tineretului și sportului. Doamnelor și domnilor, dragi sportivi, cunosc foarte bine ceea ce faceți, cred că ați muncit ca să fiți astăzi aici. Știu că aveți vise mari să deviți campion, să deveniți campion. E o mare provocare, într-adevăr, să devin campion și nu devine inclusiv niciodată. Însă dacă vă place, într-adevăr, ce faceți și simțiți acest lucru în sufletul și inimile voastre, nu renunțați că reușiți să organizați 23 de ediții. Mulțumesc că pot să fiu aici. Pentru mine este un bine. Am fost în sala de gimnastică, este templul sportului românesc, a dat cei mai mari campioni și să nu uitați niciodată acest lucru, că sunteți valoroși și trebuie să deveniți campioni. La Cupa Cetății au mai fost prezenți, printre alții, subprefectul de Hunedoara Lorin Sel, europarlamentarul Iuliu Winkler, deputatul Vetuța Stănescu și inspectorul școlar de sport Partenie Matei.